Consilier local, suntem prezenți 20. Înainte de a intra în lucrările ședinței ordinare, permiteți ca aș dori să adresez felicitările mele colegilor consilieri liberali pentru împlinirea pe 24 mai a 146 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. Vă reamintesc că la 24 mai 1975, în casa maiorului englez, prostul numele Mazda Pașa, liberi liberali. Brătian, Bogălician, Bolescu, Bernescu, Anastasiu, Fusă, Caterina Dupopescu, Anastasie Storojan, Pascu, Furculescu și dizidentul conservator Ieboreanu, a fost bazele Partidului Național Liberal, un partid istoric. De-a lungul istoriei noastre, din cele aproximativ 90 de guverne ale României, 30 au fost conduse de premier liberal. Pentru a cinsti și onora memoria liberilor liberali și nu numai, care au murit în închisorile comuniste de la Sighe, Aiud, Gherla, Pitești, Botoșani, Gelava, Rând, Cătărat, vă propun să ținem un moment de recolegere. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc. Intrăm în ordinea zilei. La primul punct, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna iunie 2021. Domnul secretar? În acest proiect de hotărâre se propune alegerea unui președinte de ședință din rândul consilierilor locali pe luna iunie 2021 pentru luna desfășurarea ședințelor Consiliului și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local precum și a legislației individuale. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu mențiunea că următorul pe listă în ordine alfabetică este domnul Cintoriș Iubrăgie. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe mâna proiectului. Dacă domnul Cipoleșu este de acord. Domnul Cipoleșu, sunteți de acord, da? Mulțumesc. La acest punct este vot secret. Buletinele de vot au fost pregătite. Vă rog, poftiți la urma de votat. Thank you.
Secția Antei Civile,
în dosarul 799/110/2020, cu privire la reintegrarea în funcția deținută la concediere, respectiv funcția de director, gradul 2, propunem înființarea direcției Cămin persoane vârstnice sau alimente medicale școlare în subordinea directorului general, având în structură cărnului pentru persoane vârstnice, în starea 8 martie, în 26, și 6 cărnului medicale școlare și stomatologice și implicit înființarea postului director, gradul 2, ce urmează a fi ocupate de doamna Țăranul Rădica. Având în vedere aspectele menționate, propunem modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială, conform anexelor la proiectul de hotărâre reamintat. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizie. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 3. Favorabil. Numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Vă rog, domnul Zeru. Am o singură întrebare. Dacă s-a îngăgărit din viitor, vezi înțarea postului de agent de specialitate pentru caminul de bătrân. Am înțeles că a fost înainte, s-a mutat în altă parte, dacă greșesc, vă rog să mă corectați și dacă s-are în vederea reînființarea acestui post. Mulțumesc. Dacă nu, trebuie că nu avem parte și la numele astea. E vorba de agentul de specialitate. Sigur, da. Agent de specialitate. Poate am fel. Inspectorul de specialitate are competențe pe partea de contabilitate și trebuie să facă parte din compartimentul de contabilitate. Practic se mută inspectorul din cadrul căminului în compartimentul nostru de contabilitate. Își va desfășura activitatea din sediu, din strada Poștei Mari. Și pentru activitatea de acolo. Va avea aceeași fișă de post. Atribuțiile se păstrează. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Altceva? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre pentru realizarea nomenclatorului și ierarhia funcțiilor contractuale din Direcția Generală de Asistență Socială a Omenești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local 28 din 23.1.20, privind stabilirea salariului de bază pentru funcționare publici și personalul contractual de la Palatul de Specialitate al Primarului Instituțiilor, Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local. Domnul secretar, vă rog. Prin decizia civilă numărul 210/2021, pronunțată de Curtea de Apel Bacău, secția 1 civilă, în dosarul 799/110/2020, definitivă, a fost anulată dispoziția internă numărul 84/3/2020, prin procederea doamnei Țăranu Rădica. Pentru punerea în executare a hotărârii instanței cu privire la reintegrarea doamnei Țăranu Rădica pe funcția de ținută la conciliere, respectiv funcția de director gradul 2, se impune actualizarea grilei de salarizare a Direcției Generale de Asistență Socială, prin reintroducerea nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor contractorului din Direcția Generală de Asistență Socială a funcției de director gradul 3. Pentru aceste considerente, ne propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizie, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Am doar o singură întrebare. Salarizarea din urmă, de când se începe? Din mai 2020? Nu am testat salarizarea. Nu este specificată în hotărâre. Vă referiți salarizarea din urmă. Exact. Nu, adică restituirea salariilor. Salariul la nivelul de 9600. 9100 și ceva, de la data așa cum spune hotărârea de Consiliu, este specificată de salariul. Nu, este conform hotărârii. Urmează să fie emise dispoziția operatorului de credit cu privire la drepturile salariale. Dar nu trebuie să avem această hotărâre. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt observații, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a structurii funcționale Primăria Municipiului Onești, a instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local. Domnul secretar.
Prezentul regulament de organizare și funcționare a fost redactat în conformitate cu dispozițiile ordonanței de 157/2019, privitorilor administrative, ale legii numărul 53/2003 privind codul muncii, precum și altor prevederi legale specifice activităților de administrație publică și a propunerilor structurilor funcționale. Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al structurii funcționale, primăria municipiului Onești și al instituțiilor și serviciilor publice de subordonat a Consiliului Local. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții temate din acest proiect, vă rog. Dacă nu sunt observații, să pun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri și construcții situate din intravilanul și extravilanul municipiului Onești. Menționez aici și avem și un amendament. Domnul secretar. Imobile ce fac obiectul propunerii de perioadă în proprietate privată a municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității, identificate conform documentelor înaintate. Aceste imobile au fost detaliate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice, în vederea concesionării sau închirierii a terenurilor și sau a bunurilor realizate de acestea. În temeiul prevederilor legale și a celor sus menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Asta e amendamentul, nu? Nu, asta este proiectul de hotărâre. Dăm o citire avizelor și a raportului de specialitate. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz Comisia numărul 1, favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Domnul secretar, amendat. Se prinde? Da. În fapt, la proiectul de hotărâre au mai fost adăugate punctele 25 din anexă 25-26. Sunt 20 de venite ulterior după transmiterea proiectului de hotărâre. Este vorba de două balcoane situate în strada Poștei 9 și 7. Discuții pe acest amendament, vă rog? Nu? Supun la vot atunci acest amendament. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului în totalitatea lui, dacă sunt. Nu? Mulțumesc. Atunci supun la vot proiectul numărul 5 în totalitate. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri de uz și interes public local ce aparțin domeniul public al municipiului Onești, în vederea înscrierii de drepturi de proprietate în cartea funciară. Domnul secretar? Bunurile ce se propun a fi declarate de uz și interes public local aparțin domeniului public al municipiului Onești. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop completarea nomenclatorului stradal și facilitarea unor proiecte cu finanțare din fonduri europene. Având în vedere cele expuse, se pune spre dezbatere Consiliului Local proiectul de hotărâre și aprobarea de în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții și observații, se pun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și destinării situațiilor de urgență pe anul 2021 în municipiul Onești. Planul anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență reprezintă documentul care cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul municipiului Onești, măsurile, acțiune și resursele pentru managementul riscurilor respective. Acest plan anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra sănătății populației, calității factorilor de mediu și integrității bunurilor materiale în caz de evenimente deosebite.
pentru aceste referente, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind desfășurarea raportului de valoare pentru un bun imobil teren aflat în proprietatea privată a municipiului Onești, în vederea actualizării evidenții contabile și tehnico-operative a acestora. Prin hotărârea Consiliului Local anterior a fost atestat că din imobil teren la domeniul privat al municipiului Onești. Acesta a fost înregistrat în evidența contabilă cu valoarea 0. Pentru a stabili o valoare justă a acestui teren, s-a întocmit raport de evaluare de un expert evaluator autorizat, în de anumare. Față de cele menționate, vedem să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuție pe marginea acestui proiect. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor funduri imobile pe terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Mulțumesc. În vederea realizării atribuțiilor conferite prin lege Consiliul Local al municipiului Onești, hotărăște darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului pot fi concesionate în conformitate cu legislația în vigoare și în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajarea teritoriului. Concesionarea terenurilor reprezintă un dublu interes atât pentru municipalitate, revalorificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietate publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform cu prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la concesionarea unor terenuri aparținând municipiului Onești. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Favorabil. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil proprietatea privată a municipiului Onești. Bunurile imobile aparținând domeniului public și privat de interes local pot fi concesionate ulterior prin licitație publică în conformitate cu legislația vigoare. Închirierea acestora reprezintă un dublu interes, atât pentru municipalitate, fie modificarea superioară a suprafețelor de teren libere sau ocupare de construcții în proprietate publică, cât și pentru cetățenii orașului. Formale celor expuse, conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizie, Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesionare asupra unor terenuri proprietate a municipiului Onești. Domnul secretar. Prin hotărâre de Consiliu anterior au fost atribuite sub forma concesiunii spre de teren menționate în documentele înaintate. Ținând cont de solicitările înregistrate la primăria municipiului Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexă. Având în vedere cele menționate, spunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Favorabil. Numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitude asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești. Aș vrea să fac o mențiune, deoarece și eu și domnul Dobor locuiesc pe strada în care se va face aceste extinderi, ca noi doi să ne abținem de la vot. Eu chiar am văzut foarte bine acolo la vot. Nu firma respectivă și nu mai ales noastră. Eu locuiesc, nu fac și atâtea persoane, dar pentru o siguranță oarecare, să nu intervină ani cumva, să spună că nu pot participa la vot. Problema e să nu vă facă cineva sesizări la ani. Poate să facă că mai sunt cazuri de astea? Sunt, nu? Sunt, nu? Bun. Tocmai de-aia nu participă. Mulțumesc.
Drepturile de uz și de servitute care au caracter de utilitatea publică au caracterul legal, iar conținutul acestora este prevăzut de legislația în vigoare, se exercită sub înscriere în partea funcțională de poate de la respecții capacităților energetice sau temporar cu ocazia reformalizării de capacități în funcțiune, reparații, revizii, lucrări de intervenție în caz de avarie. Existarea drepturilor menționate anterior asupra proprietăților statului sau unităților administrative teritoriale aplicate de capacitățile energetice se realizează pe titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Având în vedere cele menționate, precum și documentele anumitate, spunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Să se menționeze în procesul verbal că nu am participat la vot eu și domnul Slăboș. Mulțumesc. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind reluarea din administrarea SECE domeniul public și privat ESA în administrația Consiliului Local a unor mijloace fixe nefuncționale. Domnul secretar. SECE domeniul public și privat ESA Onești solicită prevederea unor mijloace fixe și obiecte de inventar ce se află în administrarea lor, conform protocolului de predare privire numărul 17.254 pe 2010. Mijloacele fixe și obiecte de inventar ce se doresc a fi predate în administrarea Consiliului Local nu mai corespund din punct de vedere tehnic, având un grad mare de uzură, iar reparația lor ar trebui să pune pe cineva. În vederea demarării procedurilor de valorificare acestor mijloace fixe și obiecte de inventar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se propune prelarea acestora în administrarea Consiliului Local. Față de cele prezentate, se pune pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Favorabil. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 14, da? Proiect de hotărâre pentru implementarea unor măsuri privind centrale termice de cartier care au fost date în administrația SECE Termon ESA Onești, societate în faliment. Domnul secretar. Având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 65/2006, privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizată în municipiul Onești, pe SECE Termon CTE ESA Onești, protocolul de predare primirea bunurilor, ce aparțin domeniul public și privat al Consiliului Onești, utilizare pentru efectuarea serviciului alimentare cu energie termică, produsă centralizată în municipiul Onești, sentința numărul 32/2016 a Tribunalului Bacău, pronunțată în dosarul 2648/2013, cu privire la deschiderea procedurii falimentului în formă generală, adresa înregistrată la legislatura primăriei Onești, numărul 2281/2021 a profesional de la Terminalus SRL, liquidatorul judiciar al SECE Termon CTE S.A., luând în considerare faptul că situația centrală termice de cartier, care au fost administrarea Termon CTE S.A., societatea în parlament, nu a fost implementată și aceasta se degradează lipsa valorificării patrimoniului existent, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în formă prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Favorabil. Numărul 2. Favorabil. Numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. O singură subliniere vrea să fac eu. Ne gândim la aceste centrale de cartier. Cred că încă plătim la creditul care a fost luat în 2002. Încă plătim rate, primăria municipiului Onești încă plătește rate pentru stingerea acestei datorii, așa e? Până când avem, domnul secretar, cred că 2025 sau 2024? 2026. 2026. Da. Oftăm? Oftăm și plătim. Și plătim, exact. Mulțumesc. Mai are cineva discuții sau observații? Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unui contract de concesiune prin suplimentarea suprafeței terenului concesionat
și aprobarea modelului de act adițional. Domnul secretar. În vederea realizării atribuțiilor conferite de ordonanță numărul 57 pentru 2019 prin codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Ionești hotărăște darea la administrării concesionare sau închiderea bunurilor ce aparținând unui public sau privat de interes local. Pentru votările anterioare, Consiliul Local a aprobat concesionarea reciclateței în relevantul recurs numărul 29. Prin actualizarea consiliatorilor local de Australia, comunitatea de plan de amplasament de limitare a modului, după mine de persoană autorizată al NCPI, se impune modificarea suprafeței de teren concesionare. La urmare celor expuse și conform propunerilor autorului administrativ, vă propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avite comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu se supun la vot acest proiect, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de servicii notariale specifice operațiunilor de dezlipire a unui imobil proprietatea municipiului Ionești în vederea individualizării de numele cadastrale proprii. Secretar? Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea serviciilor materiale specifice operațional de dezlipire aparține municipiului Ionești, identificat cu numărul cadastral 67.700, cu plasă total de 1.787 metri pătrați, este situat în municipiul Ionești cu elevatul Republicii 47. În scopul reglementării și asigurării acestei unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului, ce va deriva din dezlipirea terenului, este necesară să aproba serviciile materiale specifice. În înscrierea sistemului de cadastru și face funcționarea imobilului rezultate, în urma serviciilor de dezlipire, acestora se va trebui un număr cadastral unic pentru care se vor deschide cărți funciare noi, unde se vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Avem în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre a fost prezentat. Mulțumesc, domnul secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu? Mulțumesc. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 69 din 21-12-20 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Ionești a unui bun imobil de interes local. Domnul secretar? Prin hotărârea Consiliului Local numărul 269 din 21-12-20 a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Ionești a unui bun imobil de interes local. Având în vedere testate în cadrul suprafeței de teren atestate, identificate conform plan de amplasament de limitare, precum și adevăratul intervenit de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Ionești a unor mijloace fixe. Domnul secretar, vă rog. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 32 din 30-5-2006 a fost aprobat trecerea cel 20 a centralelor termice de cartier și a rețelelor adăugării de termificare în domeniul public al municipiului Ionești, trimise astfel în acest sens protocolul de apărare primire înregistrat la fece pe numai serele Ionești cu numărul 1753 din 16-6-2006 și la primăria Ionești cu numărul 12-5-10 din 18-6-2006. Lista mijloacele fixe fiind prezentată în anexa la protocolul de predare primire. Ulterior, CCPRMSRL comunică faptul că DHCL 33 au fost cumulate în mod eronat și o parte dintre mijloacele fixe care aparțineau laboratorului de metrologie. Ca urmare a constatărilor Comisiei Centrale de Inventariere a patrimoniului municipiului, precum și a faptului că CCPRMSRL public și privat fac dovada proprietății mijloacelor fixe, reprezentând în acest sens un proces verbal de adjudecare încheiat între SECE Termanice SRL și SECE Termanice Public și Privat, propunem scoaterea din inventarul domeniului public
a municipiului Amniști, a mijloacele funcție menționate. Pentru aceste conferențe propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiecte de hotărâre a fost prezentat. Avize Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Potriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 19, proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 al hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 21-3-2019 privind atestarea apartenenței la domeniu privat sau care al municipiului Onești. Da. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 55 din 21-3-2019 a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniu privat sau care al municipiului Onești. Având în vedere măsurătorile cadastrale domnice de persoane fizică autorizate a ANCPI, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Discuții pe marginea acestui proiect. Aviz, pardon, cer scuze. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 a hotărârii Consiliului Local numărul 235 din 23-12-2019 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Onești, dar unor imobile construite din terenul cu și fără construcții situate în intravilan. Domnul secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 235 din 23-12-2019 a fost aprobată atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Onești și a unor imobile construite ca prin terenul cu și fără construcții situate în intravilan. În urmă de măsurătorilor care aflare întocmite de persoana fizică autorizată a NCPI, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre pentru actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrației a Piețelor, ce a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 192/2018. Domnul secretar. Direcția Administrației a Piețelor din Municipiul Onești este structură funcțională, sub ordinea Consiliului Local, se conduce la operativa primarului Municipiului Onești cu activitate permanentă de interes local, care funcționează pe bază de autofinanțare, utilizând resurse proprie pentru acoperirea cheltuielilor cu salarizarea personalului, lucrări de întreținere, reparații, modernizări. În cuprinsul regulamentului sunt prevăzute drepturile și obligațiile comercianților, producătorilor din piața agroalimentară, piața mixtă, platourile de lume, angroș și complexul comercial, precum și serviciile prestate utilizatorilor pieței și cetățenilor municipiului Onești cu receptarea legislației în vigoare. Actualele reglementări vizează actualizarea structurii organizatorice a Direcției Administrației Pieților, implementate prin hotărârea 102 din 19 aprilie 2021. Față de cele arătate, propunem aprobarea proiectului în formă prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize Comisia numărul 1. Favorabil. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 151 din 10 august 2020, primind aprobarea bugetului proiectului Totul va fi bine pentru Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritate 9. Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19, obiectivul specific OS 9-1, creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Domnul secretar. În prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea modificării bugetului proiectului Totul va fi bine la Spitalul Municipal Dr. Luca Onești, ce a fost depus prin finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, axa prioritară 9, protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19. Ministerul Sănătății a solicitat efectuarea unor modificări a bugetului proiectului înaintat inițial în cererea de finanțare și a vizat un nou buget.
Astfel că solicită aprobarea bugetului proiectului modificat în valoare de 30.408.382 lei, fiind găsit TVA. De asemenea, se solicită aprobarea listei de echipamente, dotări, cheltuieli de informare și publicitate, cheltuieli de management, cheltuieli pentru auditorii. Pentru că obținerea acestei finanțări nu era ambursabile de 100% posibil, sprijin deosebit pentru Mamicii Cărnești, respectiv de Spitalul Municipal, vorbim să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a lucrurilor a fost prezentat. Avize Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Nu sunt. Atunci votăm proiectul. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de sterilizare gratuită a animalelor de companie, câini și pisici cu stăpâni ce aparțin rasei comune sau ometicilor, acestora la nivelul municipiului Orești. Domnul secretar. Avem în vedere faptul că una din problemele care se complică în municipalitatea reprezintă mulțimea necontrolată a temelor prostatoare, dar și deținerea animalelor de companie, fără ca acestea să fie sterilizate și microcipate. Toate că au fost luate măsuri de tratatele de prevenire a mulțimii necontrolate a animalelor fără stăpân de pe raza municipiului Onești, nu se observă o scădere substanțială a numărului drobne, existând în continuare riscuri pentru sănătatea cetățenilor. Văzând posibilitatea acordată pasivilor locale de a subvenționa pe plasa parțială prezențială animalelor de companie, câini și pisici, cu stăpâni și aparțin lasei comune și amintișurile acestuia, aflați pe raza unității administrative teritoriale. Ținând cont de faptul Consiliul Local are inițiativă și hotărăște Consiliul și toate problemele de interes local, prin de care și luarea tuturor măsurilor necesare pentru gestionarea cu stăpâni în municipiul Mești. Când aceste motive, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt observați, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării evenimentului Marșul Absolventilor 2021. Primăria Municipiului Orești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti organizează anual manifestări de interes cultural, artistic, cu scopul creșterii calității vieții și a dezvoltării spirituale și culturale a comunității oreștene. În loc parte în acest program, îl ocupă aripa tânără a comunității aferite din Mărilii și Vicienii, cu rezultate deosebite la învățătură, care îi trezesc sentimente de mândrie și prețuire și încredere prin viitor mai bun. Având în vedere aceste aspecte, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. La raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Vă informez că există un amendament la acest proiect. Domnul secretar, să vă rog. Da. Având în vedere că prin proiectul de hotărâre mai sus menționat nu au fost luate în calcul și achiziția eșarfelor cu filatura șef de promoție și a plachetelor care vor fi mânate șefelor de promoție, se propune amendarea proiectului de hotărâre în sensul modificării sume alocate de la 15.000 de lei la 16.000 de lei. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui amendament. Mă rog, domnul Hărtu. Da, să vă dăm întrebare. Există un zgon în oraș că nu s-ar mai ține acest marș legat de faptul că DSP-ul ar fi dat o dispoziție să nu se mai ține. Confirmați așa ce nu pot să vă spun că am făcut adresă la DSP. În ce măsură primim avizul sau recomandarea să organizăm la nivelul municipiului, iar într-adevăr a venit, cred că, luni. O adresă la DSP-ului în care indică prevederile legii 55, astfel de manifestări culturale, artistice, evenimente, mai liberi, nu pot fi desfășurate. În acest proiect de hotărâre vom veni și propune această sumă, iar în măsura în care, după primul, vor fi măsuri de relaxare, să putem organiza la nivelul municipiului. În măsura în care nu vor fi, fiecare unitate școlară își va face în interior clasificarea fără condiții. Mulțumesc. Mai sunt discuții asupra acestui amendament. Dacă nu supun la vot amendamentul, vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
discuții pe marginea proiectului în totalitate. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul în integritatea lui și cu amendamentul. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Epuizând cele 24 de ore de puncte și de proiecte de pe ordinea de zi, proiectul numărul 25, proiect de interes local. Vă rog, dacă cineva se scrie la cuvânt. Cu permisiunea noastră să fac eu un anunț din punct de vedere administrativ. Vă aș ruga să respectați termenul de 15 iunie pentru depunerea declarațiilor de interese și de avere, pentru că ele trebuie trimise la ANI. Și dacă noi vom trimite termenul, va trebui să dăm în mod explicativ cu toții de ce s-au întrebat. Deci nu am fost decât aceste declarații. Deci termenul este de 15.06, domnul Iorciu. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Înscrie la cuvânt, vă rog, cu probleme de interes local. Doamna Pascu. Trei chestiuni punctuale. Vă rog. Prima este aceea că eu solicitat de fapt către Departamentul de Urbanism. Mi-ar plăcea să se emită adrese sub sancțiune de amendă pentru cei care au spații comerciale deteriorate și desfășoară activității comerciale în municipiul Ronești. Avem o grămadă de chioșculețe din tablă ruginită, unde situația nu arată roz deloc. Adică, dacă tot încercăm să facem, din punct de vedere urbanistic, Oneștiul să arate cât de cât civilizat, se investește în spațiile verzi, este păcat să nu încercăm să remediem și aceste probleme care strică un piculeț fața orașului. Avem aceeași situație și se intră în parc la toneta de înghețată. În jurul tonetei este în permanență mizerie. Acolo cei care au închiriat respectivul spațiu trebuie să și-l curețe, să facă curățenie în jur. Adică nu putem tolera lucruri de genul ăsta. În momentul în care ai un spațiu comercial, trebuie să te îngrijești și de porțiunea pe care o ai în jurul acestuia. E o chestiune de civilizație. Deci, cred că Departamentul de Urbanism ar trebui să facă adrese și aceste adrese să fie sub sancțiunea amendării. Că n-am mai făcut. Noi la un moment dat am zis că îi sancționăm, că o să plătească cu 200% mai mult impozit. Nu s-a întâmplat lucrul acesta la nivel de Ronești, cu toate că mi-ar plăcea să se întâmple. Pentru că altfel, fără coerciție, știm foarte bine că nu mergem înainte. Chiar dimineața am avut o discuție cu telefonică cu domnul primar, chiar dacă este în concediu, am păstrat de manea legătura și exact aceeași temă. Am dat un lucru Serviciului Urbanism, e vorba de poliția locală și compartimente de mediu, să fac o verificare la nivelul municipiului Ionești. Noi avem o hotărâre de Consiliul Local din 2013, privind normele de gospodărire locală, în care sunt prevăzute sancțiuni, atât de persoane fizice și juridice. Problema pe care o întâmpinăm și se află în studiu acum atât la compartimentul juridic cât și la poliție locală, în atenția domnului director Chiriac, să vedem pe cine sancționăm sau pe cine notificăm, proprietarul sau chiriașul, administratorul sau cel care face. E o problemă de interpretare și pe codul civil. Știu că există interpretări și trebuie să ne gândim foarte bine atunci când vom amenda, pe cine amendăm, pentru că știm că procesul verbal poate fi atacat din instanță. Deci va trebui să găsim soluțiile. Știm, s-a pornit începând de astăzi o monitorizare și o inventariere a tuturor aspectelor de care... Asta înseamnă că nu sunt singura care este deranjată de acest lucru. Știu că sunt mulți oneșteni care au o problemă cu modul în care arată anumite spații comerciale sau cum sunt îngrijite de zonele din prejurul spațiilor comerciale. O a doua solicitare pe care o am ar avea legătură cu cei de la Raja. Știm că duminică a fost făcut anunțul că nu o să mai avem, că este o avarie și că o perioadă de două zile o să fie întreruptă furnizarea apei potabile. Această comunicare se face, se face în presă. Directorii instituțiilor școlare habar nu au, află tot din presă. Cred că aici ar trebui manageriată într-un fel problema, în așa fel încât, înainte de a ajunge la presă, aceste comunicări să fie făcute direct către reprezentanții unităților școlare, pentru că este destul de ingrat, să spunem, ca să nu spunem altfel, pentru aceștia să afle din presă, la două ore în presă să fie infirmată știrea. Adică trebuie să avem o comunicare directă între Raja și unitățile școlare sau
Știu că la primărie Raja informează și știu de asemenea că aveți un grup pe care comunicați cu directorii unităților școlare și acolo ar trebui să se facă comunicările directe și către aceștia. Așa aș vedea eu. Pentru că ei comunică către inspectoratul școlar decizia pentru a se ține sau nu cursurile în anumite zile în care nu avem furnizare a apei potabile se ia de către inspectorat, dar cu documente justificative. Asta o comunicați, nu știu cum o... Da, într-adevăr, la primăriei Ormeș există un serviciu de monitorizare a serviciilor publice, inclusiv și de apă. Nu știu dacă a fost sau nu a fost comunicat, dar din punctul meu de vedere, cred că acel serviciu va trebui să aibă, nu știu, o comunicare cu toate unitățile de învățământ, toate instituțiile publice și o să transmit colegilor mei de la monitorizare locul acesta. Mulțumesc, Ana. Mulțumesc și eu. Vă rog. O solicitare. Acum că s-a încălzit, avem în Onești foarte mulți oameni care aleargă. Terenul de atletism arată într-o stare deplorabilă. Aș propune, pentru că știm că terenul de atletism este în administrarea, în proprietatea CSS-ului, a clubului sportiv. Aș propune un parteneriat între Primăria Municipiului Onești și Clubul Sportiv Școlar pentru amenajarea terenului de atletism. Investiția n-ar fi una foarte mare, dar este păcat de cei care desfășoară activități sportive în acest loc să aibă probleme de sănătate pe viitor, pentru că, într-adevăr, terenul de atletism arată și scura arată foarte rău. Nu este propice pentru desfășurarea activităților sportive. Asta e o sugestie, cred că... Da, o să președinte, terenul de atletism, din păcate, știm discuția, nu este a vostru, este a clubului sportiv școlar. Asta am spus. Da. Nu știu în ce măsură putem finanța noi. Eu mă gândesc că printr-un am stat de vorbă, fiind în Consiliul de Administrație la clubul sportiv, am stat de vorbă cu persoanele care conduc această instituție și... cred că un parteneriat între Primăria Municipiului Onești și Clubul Sportiv Școlar ar putea să existe și să se facă anumite... E foarte delicată, de ce vă spun, din punct de vedere juridic, ca să putem finanța un astfel de obiectiv, trebuie să treacă în administrarea noastră. Ca să treacă în administrarea noastră, trebuie o hotărâre de guvern. Dacă reușim din noastră să rezolvă asta, nivelul Guvernului României, să dea astfel de hotărâre, să treacă acel obiectiv, din administrarea clubului sportiv școlar, administrarea nostru local, eu văd realizabilă perfectă în măsura care există și sursa de finanțare. Asta am să spun, că trebuie să existe sursa de finanțare și doi, trebuie să existe și deschidere din partea executivului. Există și sursa de finanțare și deschidere. Atunci înseamnă că putem face demersurile în așa fel încât terenul să treacă în administrarea... Prin Consiliul Județean, prin ajutorul probabil la domnul vicepreședinte Gelu Panfil, pentru că de acolo pleacă proiectele sau pot pleca direct de la guvern. Cum să nu? E o chestiune care se poate discuta. Da. Aș vrea să completez. Mulțumesc, domnul Dazo. Ce a spus colega mea, ideea acestui parteneriat este de faptul că acest teren, prin CSS-ul, este folosit și de uneștieni. CSS-ul ar putea foarte bine să... Eu am înțeles foarte bine. Din punct de vedere, eu știu, al oportunității, este adevărat. Dar din punct de vedere al legalității, este aceeași problemă care o avem cu Clubul Elegru. Au fost domnii de la Bacău, de la Clubul Elegru, directorul, să găsim o sortă de parteneriat, să putem finanța și noi. Nu am găsit soluțiile juridice ca să putem face o spărtură. E păcat că da. Peste 10 ani discutăm acest subiect. Avem încredere că acum, având și dumneavoastră relație cu Bucureștiul, cu Guvernul, puteți să facilitați trecerea lui în administrație. Important este să purtăm aceste discuții și să le purtăm chiar și în afara ședințelor de Consiliu, pentru că sunt chestiuni pe care ne le dorim și noi, vi le doriți și dumneavoastră și cred că cu un piculeț de colaborare... Mi-am gândit că domnul primar și-a arătat disponibilitatea spre acest proiect și nu cred că a fost vreo etapă sau vreun pas în care s-a arătat indispus de a se implica în problema asta. Bine, mulțumesc frumos, domnul, unindu-ne forțele, că vom găsi, cred că, soluții până la guvern, până la urmă și
în viitor apropiat, probabil că ar fi bine pentru Oneșteni să se rezolve această situație, precum și asupra primului punct pe care l-ați ridicat. Aș ruga colegii mei consilieri, chiar și salariații primăriei, dacă observă în cadrul teritoriul Oneștiului aceste anomalii pe care le-a specificat și doamna Pașcu, să le aducem la cunoștință și, în consecință, să se ia măsuri. Vă mulțumesc! Să mai înscrie cineva la cuvânt, vă rog. Numai puțin, domnul Zărățu. Astfel, domnul. Domnul, vă rog, domnul. Aveam și eu un punct de vedere vis-a-vis de drumul pietonal spre Obor. Este cam dezastru drumular și și-a atras atenția. Ar trebui refăcut puțin sau curățat sau măcar nu vorbim de un pavaj sau altceva, măcar curățat. Mulțumesc! Vreau să vorbesc de drumul din spatele Oborului, cel de mare. Nu, drumul de la barieră, efectiv, pe la barieră. Mulțumesc. Vă rog. Deci am două probleme. Prezentați-vă întâi cine sunteți, vă rog. Mă numesc Rusu și Ion. Dar luați loc, luați loc și apăsați cu buton și vorbiți la microfon. Mulțumesc. Sunt președinte de organizație Autoritate Legii și Ordinii, Departamentul de Monitorizare a Abuzurilor, Corupției, Infracționalității și cooperarea cu UE și NATO. În spatele meu am venit cu domnul secretar general, domnul Restu Viorel, și am două probleme. Da, vreau să ne notați problemele, să vedem dacă sunt de competența Consiliului Local. Vă rog. Privind alocarea unui spațiu pentru această organizație, am primit un răspuns de la doamna Anca Monteanu, șeful serviciului patrimoniu imobiliar, în care îi face afirmația că nu există spații, municipiul Unești nu are spații de alocat pentru așa ceva. Eu știu că există lege cu care solicit să fie publicate toate spațiile și cui au fost repartizate. La organizații, la asociații. Spațiile repartizate au fost aprobate cu și votate în Consiliul Local, așa că toate spațiile sunt în legalitate, nu l-a făcut nimeni. Am afirmat că le-au fost alocate nelegal. Lasă-i ați făcut o cerere, probabil lasă-i răspunsul pentru alocarea unui spațiu, da? Aici ați primit răspunsul, nu? Că nu sunt spații, probabil, nu? Da, eu doresc să văd ce spații sunt și cui au fost repartizate din numărul total de acele spații. Da, problema numărul 2. Problema numărul 2 este ca primăria să facă epusoane pentru fiecare consilier, să știm și noi cine e X, cine e Y și așa mai departe. Pentru faptul că așa există la în consilii locale sau județene. Nu mă apuceți epusoane la ședință sau să mergem cu ele atârnate de vreo? Da, a fost bine să mergeți. Că la ședință. Avem legitimație. Avem legitimație. Nu, nu, așa că puțin să terminăm. Da. Am terminat. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Da, domnul. Cred că domnul colonel exagerează un pic. În primul rând, ar fi treaba dumneavoastră. Și nu vreau ce trebuie să pune problema asta în continuu. În afară de faptul că vrea expunere media, nu văd am motiv. Cu ce? Cu? E cu sanitate. Și cu prima și cu a doua problemă. Aveți o procedură pe care trebuie să o respectați. Ați lucrat atâția ani în sistem și ați făcut aceleași lucruri. Ar trebui să știți sistemul foarte bine. Da, așa, domnul Părâne? Cunosc foarte bine, nu vă da, vă mulțumesc. Domnul Rădor, vă promitem că în momentul în care vom identifica un spațiu sau este un spațiu al Consiliului Local, vă vom invita și vom încerca să rezolvăm și problema noastră. Vă mulțumesc. Deci vă comunic eu acum, la ultimul etaj, este un spațiu care nu este ocupat de nimeni. Nu știu dacă știți dumneavoastră, băi, poate e în igienizare, poate e, nu știți dumneavoastră, pentru că vine și în compartimentul din cazul fiului ei. Da, mulțumesc, domnul. Nu mai zicem, dar care e etajul, ultimul etaj?
etaj de unde? De la primărie. A, deci până la urmă trebuie în primărie. Da. Mai sunt în țară, așa ceva. Din păcate vă informez că nici Raja și-a dorit foarte mult să aibă un birou aici și cu administrativ nimeni ne permite să oferim spații, nici închiriere, nici dată în folosință în primăria municipiului Ionești. Vor fi în alte primării, dar pe legislația veche, anterioară formului administrativ, dar vorbim foarte dedicată, din punct de vedere juridic, vorbim de la juriș la juriș. Da. Vă mulțumesc, domnul Dastru, doar v-a manifestat dorința. Da, mulțumesc frumos. Legat de subiectul PAPA, vreau să completez ce a spus colega mea. Dacă există o soluție tehnică, am mai discutat cu câțiva specialiști în domeniu, montarea unor bazine de apă, cuburi, acele cuburi, unul pe unul, astfel încât în perioada în care școlile rămân fără apă, să aibă măcar pentru partea de toaletă copiii la... E varianta cea mai ieftină. Varianta cea mai optimă ar fi, ca să este rezervoare mult mai mari, care se pot folosi și pentru situații de urgență. Dar ca o primă investiție pentru o școală în jur de 3 milioane, zic că nu ar fi o investiție foarte mare, dar tot ar fi o solicitare din partea mea pentru administrație, dacă ar fi o condiție financiară de această problemă. Pentru că de apă vor mai fi. Până să avem resursa noastră, vor mai trece ceva ani și atunci atât găsesc o soluție. Al doilea lucru ar fi, dacă tot preluăm aceste centrale, poate ar fi bine să le și vedem cum arată. De exemplu, centrala din școala Emil Racovița are 4-5 geamuri spate, care intră și ies animale în interior, nu mai spun de efectul vremii, diferențe temperaturi care pot afecta structura tehnică a centralei. Acest lucru l-am mai ridicat de multe ori, dar acea centrală este vizibilă, se poate vedea cu liberă, nu e dos unui școli sau unui box și cred că se poate interveni în acest sens cât mai repede. Mai pus solicitări cu mulți ani în urmă legat de marcarea parcării din fața Republicii 1. E o parcare care este foarte ocupată, dar nu toată lumea parchează destul de corect, astfel încât în loc să intre 10 mașini, intre 6 mașini. Sau, mă rog, poate mai instalat un numeric peronat, dar ideea dacă s-ar putea face tot se fac marcări în acest moment, poate luați în acest aspect și acest lucru. Strada din spatele Republicii 1 are două grouri foarte mari, poate puteți interveni și acolo unea le-a scupat, mai sunt oameni din zonă care ascupă cu pietre, pom, dar acest lucru nu este pe termen lung. Dar am fi o problemă pe care am ridicat-o și la buget, legată de strada Vasile Alexandrie, Eternității și poate viitor și strada Acropol, dacă o aveți în vedere în acest an. Mi s-a promis atunci la buget că anul acesta strada Vasile Alexandrie, Eternității va începe lucrări. Dacă ne puteți spune, dacă aveți, luat în calcul demararea acestora și când. Mulțumesc frumos! Dacă nu pot să vă răspund, colega mea de la Direcția Dezvoltare nu este aici. Nu, dar nu care știți. Dacă așa s-a spus că vor demora cei de la DCP lucrări în acea zonă. Dar programele sunt planificate și există o planificare. Dacă s-a spus planificate, atunci va veni rândul. Da. Mulțumesc. Vă rog să mi-apărbați. Acordați și mie 2 minute. Dacă în prima rugăciune a mea în ceea ce privește felicitări de Partidului Liberal, înființării Partidului Liberal, sărbătorirea cu 46 de ani, probabil că doamna face cum la muscul lui, acum, puțin acum, dar am ținut cont că ne-a muscului puțin drăgălaș, e adevărat, că nu am sărbătorit ziua de 10 mai, ziua monarhiei, exact ziua legalității, și vorbesc în nume personal, nu am sărbătorit și nu voi sărbători niciodată ziua de 10 mai, deoarece consider că de această sărbătoare aș face o mare dreptate domnitorul Alexandru Ion Cuza, care, după părerea mea, a fost, pe reformele pe care le-a realizat, a fost creatorul României moderne. Și vreau să vă spun că Alexandru Cuza a fost mazelit pe 23 februarie 1966 de către monstruoasa coaliție dintre liberali și conservatori și trădătorul colonel Harlambi. De ce spun asta? Spun că Cuza
Și vă reamintesc în reformele lui Cuza, care au dus la, să spun așa, o lovitură feudalismului principatelor celor două țări, România a dat o lovitură puternică, secularizarea aveilor mănăstărești, reforma agrară, reforma administrativă, reforma electorală, reforma justiției, reforma învățământului, reforma armate, reforma fiscală, am ființat Universitatea de la Iași, Universitatea de la București, eu știu profesorul de cale ferată București Giurgiu și multe alte probleme de interes național, ceea ce a creat, zic eu, premisele unei românii moderne. Românii care, așa cum știm, tot pe 10 mai, dar 1881 a devenit România și a devenit regat, iar regele Carol a fost încoronat ca rege. Dar să mă întreb, cum ar fi evoluat statul român dacă domnul Unirii, Cuza, ar fi rămas pe tron, ar fi consolidat probabil un regat cu un rege Cuza de etnie pur românească. De aia nu voi sărbători ziua regalității. Vă mulțumesc! Dacă... Eu zic că pe cum sărbătorim totuși în fiecare an pe 24 ianuarie și fiecare dintre noi cunoaște... 1859-24 ianuarie, știm cu toții că e realizarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă în 1991, când regele Mihai a venit în România, n-ar fi fost alungat? De partidul care s-o fac. Multe întrebări avem, le spune. Așa le pune întrebări. Cred că este bine să recunoaștem beneficii de fiecare perioadă care a fost favorabilă dezvoltării acestei țări. Cred că asta e până la urmă esența, pentru că în fiecare perioadă s-au întâmplat lucruri care ne-au ajutat să creștem. Nu, cu părțile bune care l-au avut că monarhia. Și țin să vă spun că apreciez deosebit patriotismul pe care l-a dat Ferdinand, care fiind de naționalitate germană, în 2016 a hotărât să pornească război împotriva națiunii lui de unde provenește. Sunt exemple. Exemplul reginei Maria, sunt multe. Acestea fiind zise, încheie lucrurile și de încătea. Vă mulțumesc. Trebuie să fiți istorii? Da, nu mai